Victor Hugo, Mizerabili, volumul al doilea, partea a treia, Marius, cartea a șasea, întâlnirea a două stele, capitolul 6. Prizonier. Într-una din ultimele zile ale celei de-a doua săptămâni, Marius ședea ca de obicei pe banca sa și ținea în mână o carte deschisă, de două ore nu mai întorsese nicio filă. Deodată tresări. Se petrecea un lucru neobișnuit la capătul aleii. Domnul Leblanc și cu fiica sa se sculaseră de pe bancă, fata luase brațul tatălui și amândoi se îndreptau încet spre mijlocul aleii, unde se afla Marius. Marius închise cartea, apoi o deschise din nou și se sili să citească. Tremura. Nimbul se îndrepta spre el. Ah, Doamne, n-o să mai am timp să iau o atitudine potrivită. Omul cu părul alb și tânăra fată se apropiau. I se păru că ține un veac și nu trecuse decât o clipă. Ce-o fi căutând pe aici? Se întrebă el. Cum? Ea are să treacă prin locul acesta. Picioarele ei vor atinge nisipul aleii la doi pași de mine. Era tulburat, ar fi vrut să fie foarte frumos, ar fi vrut să aibă pe piept crucea legiunii de onoare. Auzea cum se apropie zgomotul domol și măsurat al pașilor lor. Își închipuia că domnul Leblanc îi aruncă o privire mânioasă. Oare o să-mi vorbească? Se întrebă el. Fata trecu și îl privi în trecere, îl privi țintă, cu un aer duios și visător, care îl făcu pe Marius să se înfioare din cap până în picioare. I se păru că îl mustră că a zăbovit atât să se apropie de ea și îi spune, iată, am venit eu. Marius rămase înmărmurit în fața ochilor ei, plin de lumină și de nemărginire. Își simțea creierul dejeratic, ea se îndreptase spre el, ce bucurie, și apoi, cum l-a privit, i se păru mai frumoasă decât o văzuse vreodată. Frumoasă de o frumusețe totodată feminină și îngerească, o frumusețe desăvârșită, care ar fi inspirat pe Petrarca și în fața căreia Dante ar fi îngenunchiat. I se părea că plutește în albastrul cerului. În același timp se simțea foarte rușinat, privindu-și încălțămintea prăfuită. Era sigur că și ea ai văzuse pantofii. O urmări cu ochii până ce pieri. Apoi începu să se plimbe ca un besmetic prin Luxemburg. Din când în când râdea singur și vorbea cu glas tare. Privea atât de visător spre dădacele copiilor, încât fiecare din ele ar fi putut să creadă că s-a îndrăgostit de ea. Ieși din Luxemburg nădăjduind să o regăsească pe stradă. Sub arcadele Odeonului îl întâlni pe Cârfeirac și îi spuse, vino să cinezi cu mine. Merseră împreună la Rousseau și cheltuiră 6 franci. Marius mâncă cu poftă ca un căpcăun. Dădu 6 gologani chelnerului, la desert îi spuse lui Cârfeirac, ai citit gazeta? Audry de Puyraveau a ținut un discurs admirabil. Era îndrăgostit nebunește. După cine îi spuse lui Cârfeirac, te invit la teatru. Merseră împreună la Port Saint-Martin ca să-l vadă pe Frederic în L'Auberge de Andret. Marius petrecu de minune. În același timp se sălbătici parcă și mai mult. La ieșirea din teatru nici nu se uită la jartiera unei modiste care sărea peste băltoace și îi se făcu scârbă când Cuiferac spuse mi-ar face mare plăcere să o trec în colecția mea. Pentru a doua zi, Cuiferac îl pofti la prânz la cafeneaua Voltaire. Marius se duse și mâncă și mai mult decât în ajun. Era gânditor și foarte vesel. S-ar fi spus că prindea orice prilej ca să râdă cu hohote, îmbrățișă cu dragoste un provincial oarecare, care îi fusese prezentat. În jurul mesei se făcuse un cerc de studenți, vorbindu-se despre neroziile ce se spun la Sorbona, de la catedră și pe care statul le plătește atât de scump, apoi veni vorba despre greșelile și lipsurile dicționarelor și prozodiilor lui Cuiferac. Marius întrerupse discuția ca să strige, cu toate astea e foarte plăcut să ai o decorație. Ba, e ridicol, îi spuse încet Cuiferac lui Jean Prouvaire. Dimpotrivă, răspunse Jean Prouvaire, e foarte serios. Era serios, într-adevăr. Marius se afla în acel ceas din tâi, plin de violența și de încântarea cu care încep pasiunile mari. O singură privire făcuse toate acestea. Când pui fitilul
Incendiul e gata să izbucnească. Nimic nu-i mai simplu. O privire e ca o scânteie. Era limpede. Marius iubea o femeie. Soarta lui intra în necunoscut. Privirea femeilor seamănă cu acele mașinării, liniștite în aparență, dar înspăimântătoare. Treci pe lângă ele în fiecare zi, bun și nevătămat, fără nicio bănuială, vine o clipă când uiți chiar că se mai găsesc la locul lor, te duci și vii, vorbești, visezi, râzi, deodată te simți prins. S-a sfârșit. Roțile te-au prins, privirea te învăluie. Te-ai agățat, nici tu nu știi cum, lăsând să fluture gândurile tale răslețe într-o clipă de nebăgare de seamă, ești pierdut. Nu mai ai nicio scăpare, o înlănțuire de forțe tainice pune stăpânire pe tine. Te zbați în zadar, niciun ajutor omenesc nu mai e cu putință, ai să cazi din roț în roț, din spaimă în spaimă, din chin în chin, tu, mintea ta, averea ta, viitorul tău, sufletul tău și după cum vei fi în puterea unei ființe viclene sau a unei inimi nobile, nu vei scăpa din această mașină înspăimântătoare decât desfigurat de rușine sau transfigurat de pasiune.